Este ora 12 și 30 de minute. Bună ziua, doamnelor, domnilor. Se întâmplă lucruri și pentru că se întâmplă lucruri, am fost nevoit să preiau emisiunea și Oana să fie pe teren. De ce? Pentru că este foarte, foarte mare disperare la USR. Pierd primării bogate după ce n-au făcut nimic 4 ani de zile. Și acum mai și strigă, se arată victime, pentru că spun că se încearcă fraudarea voturilor. Vă vine să credeți? Deci ei, cei de la USR, susțin că se fraudează alegerile. După ce știm bine ce s-a întâmplat la sectorul 1, acum aș putea spune, nu știu, poate karma vine pentru doamna Clotilde Armand, pierde primăria și se încearcă așa pe ultima sută de metri a se crea un scandal în spațiul public. Însă cei de acasă și mai ales locuitorii sectorului 1 știu că în urmă cu 4 ani de zile am avut acele imagini în care doamna Clotilde Armand ne spunea că au fost anunțați cei de la USR că toate camerele sunt oprite, ele nu funcționează. Însă surpriză, au fost cel puțin una a fost pornită și vedeam imaginile cum se umblă în sacii de voturi. Doar că avem ceva nou pe planul politic din București, un scandal și la sectorul 2, acolo unde Radu Mihaiu a pierdut alegerile în fața lui Rareș Hopincă cu aproximativ 3%. Aseară l-am văzut extrem de agitat pe Radu Mihaiu și e foarte important. Inițial și-a recunoscut înfrângerea, după aceea s-a răzgândit și a spus că nu, domnule, trebuie să numărăm, ne lipsesc 280 de voturi. Deși, spune Rareș Hopincă, sunt peste 1000 de voturi în plus. Vom merge la biroul electoral sector 1, acolo unde este Oana Lovin, și după aceea vom merge și la biroul electoral sector 2, acolo unde este colega mea Sabina Bardan. Mergem pentru început, așadar, doamnelor, domnilor, la colega mea Oana Lovin, pentru că a fost nevoită să lase emisia de aici, din platou. Mă sunase disperat. Rafa, ce facem? Uite, mă cheamă sectorul, mă cheamă primăria. Haideți să mergem aici la biroul electoral. Trebuie să apărăm votul, pentru că se fură. Sau se încearcă schimbarea numărului real. Și am zis, cum să nu, păi într-o cauză nobilă, mergem, vin la birou și tu ești acolo, la biroul electoral. Oana, și George, tu ți-ai ajuns acolo. Care-i situația? Bună ziua, Rafa, așa este. Cumva din 2020 ne-a rămas această ștampilă a apărătorilor de voturi, atât mie cât și ție. Și ieri am primit toată ziua mesaje de la oamenii din secțiile de vot, oameni care erau deja de 30 de ore nemâncați, fără apă, mesaje disperate. Da? Eu am fost prima și Metropola TV a fost prima televiziune care a semnalat aceste probleme. Ca apoi să vedem că, de fapt, într-adevăr există probleme, o problemă pe care, din nou, pare că a speculat-o doamna Clotilde Armand, fiind prima care strigă că a fost fraudată. Parcă într-o bulă de amnezie în raport cu ce s-a întâmplat în 2020. Bineînțeles că s-a creat foarte multă rumoare, am văzut cu toții. O țară întreagă, după ce a văzut saci călcați în picioare în 2020, în acest an, tot la sectorul 1, nu s-a mai văzut, nu știu cum se întâmplă la alte primării. De exemplu, la primăria din Ohaba de sub piatră. Cum se poate ca acei oameni să termine procesul electoral fără incidente, dar la sectorul 1 mereu se întâmplă astfel de lucruri. Și am văzut și anul acesta sacii noștri pe Caldarâm, da, pe străzi împrăștiați, cărați prin diverse mașini, păi este suficient dintr-un... greșeala e umană. Plus că toată lumea e obosită, era suficient să se sustragă un vot, un sac cu voturi. Și tot procesul electoral să se dea peste cap, având în vedere că scorul este foarte strâns. Și am văzut că a venit aici doamna Clotilde Armand cu cei de la USR din nou să creeze rumoare și diversiune, astfel încât în toată agitația aia, cine știe să se mai comită lucruri. Unul la mână, doi la mână. Faptul că este destul de grav faptul că doamna Clotilde Armand, apoi cu idei a venit și domnul Radu Mihaiu, care s-a gândit că nu i-ar strica nici dumnealui să încerce o astfel de schemă. Faptul că dumnealor sunt primari încă în funcție până în septembrie, Rafa. Adică eu să fiu un om în secția de votare și să vină la mine primarul, eu cumva mă raportez de pe o scară inferioară, cumva în raport, da, de autoritate cu doamna Clotilde Armand. Doamna Clotilde Armand și domnul Radu Mihaiu, încă primari în funcție, au atribuții la poliția locală.
Revenim la tine, Oana, în câteva momente. Vom avea o amplă dezbatere de acolo, de la primăria, de la biroul electoral al sectorului 1, însă vreau să mergem și la biroul electoral al sectorului 2. Acolo unde este colega mea Sabina Bardan. Laura, dacă o avem pe Sabina, o avem pe Sabina. Sabina, și la tine se încearcă aceleași tactici, aceleași scandalizări, e supărare mare, știu, să pierzi o primărie atât de bogată, atât de importantă, după ce n-ai făcut aproape nimic în 4 ani de zile, doar ai împânzit sectorul cu stâlpișori. Bun găsit, Rafa, bun găsit tuturor. Da, într-adevăr, bătălia pentru candidatura de la primăria sectorului 2 din capital a început încă de ieri, după ce s-a anunțat faptul că Rareș Opincă a câștigat primăria. Cum diferența dintre el și actualul primar Radu Mihaiu a fost de aproximativ un punct. Radu Mihaiu a acuzat faptul că ar fi fost fraudate voturile și că s-ar fi furat aproximativ 260 de voturi din secțiile de votare. Cu miza este foarte mare pentru candidatura de la primăria sectorului 2 din capitală. Noaptea trecută, în fața biroului electoral din sectorul 2, s-au strâns atât cei doi candidați, cât și susținătorii acestora pentru a face noaptea albă. Rareș Opincă, candidatul PSD-PNL, a obținut un procentaj de aproximativ 43,59% din voturi, în timp ce Radu Mihaiu, candidat Alianței ADU, a obținut un procentaj de 42,69% din voturi. Vorbim despre o diferență de aproximativ 600 de voturi dintre cei doi candidați. Mulțumesc foarte mult, Sabina Bardan, pentru informații. Urmărim îndeaproape. Știți cum e? Presa este apărătorul democrației și este omul de pază al respectării legilor. De multe ori presa este, se spune că e a patra putere în stat. Eu cred că de multe ori presa poate să fie prima putere în stat. Ne reîntoarcem la Oana Lovin, pentru că vreau să știu dacă acolo este și George Tuță. Oana, ai vorbit cu George Tuță, ai vorbit cu doamna Armandi acolo, ce se întâmplă? Este aici domnul George Tuță, să se asigură că cel puțin oamenii au fost în regulă și că până la ora asta lucrurile totuși decurg normal și uman. Și domnul George Tuță este epuizat, nu s-a dormit, nu se doarme pur și simplu în sectorul 1, pentru că știm ce s-a întâmplat în 2020 și atunci oamenii efectiv, oamenii implicați în procesul electoral, au stat treji. Avem promisiunea de la dumnealui că încearcă să ne acorde câteva minute. Repet, și domnul Tuță este epuizat, la fel ca toți cei care au fost în secții și nu au fost lăsați să plece decât după peste 40 de ore, Rafa, peste 40 de ore. Noi stăm aici și ne întrebăm de ce doar domnul George Tuță până la urmă este aici pe Metereze, având în vedere că totuși am avut un partid AUR care a luat 10%, da. E votul electoral. În acei saci manipulați se află și votul AUR și votul celorlalte partide, pe care cumva nu le vedem. Și toți cetățenii din sectorul 1 pun presiune și atât pe formatorii de opinie, cât și pe presă și pe justiție. Oana, să se întâmple ceva, am pentru că o rugăminte, dacă se poate, te rog tare mult, aș vrea să mergem la George Tuță. Dacă se poate, du-te în live la George Tuță. Și dacă e acolo lângă tine, spune-i că încercăm, noi apărăm. Să-l găsim, nu facem, știu dacă este. Facem aici maraton jurnalistic și dacă îl vezi pe George Tuță, cu du-te siguranță. Să vorbești cu el. Uite, eu în mă uit după live, că e important. Te rog. A ieșit mai devreme, dar nu ne dăm seama dacă a plecat sau dacă a ieșit puțin să ia o gură de aer. Momentan nu este în radarul nostru vizibilitate, ca să spun așa, dar cu siguranță va reveni și atunci putem să îi luăm așa măcar din mers un interviu, să avem minime reacții, să știm dacă oamenii care au fost în secții sunt în regulă, sunt sănătoși, pentru că i-am văzut pe aici înșirați cu perfuzii, Rafa, adică ceva bun, pe de altă nemaipomenit cu salvari. Pe de altă parte de știu că ai stat de vorbă. Da. Ai stat de vorbă cu cei din secțiile de votare ieri. Spuneau că cei de la USR au semnat să pună ștampila, s-au închis procesele verbale, inclusiv cu semnătura USR, pentru că nu poți să închizi un proces verbal dacă USR-ul nu este de acord, adică dacă nu toți membrii din secția de votare sunt de acord. Cum care e justificarea lor? Pentru că Rafa, ce spun acum? S-a dat președintele USR.
Rafa, președintele USR a ieșit ieri și a dat demisia recunoscând înfrângerea primarilor de la sectorul 1, 2 și Brașov. Despre ce vorbim? S-a dat o demisie, că nu s-a dat, că dacă aceste primării erau nu pe câștigate sau se știa că la o renumărare sau se așteaptă rezultatele finale, deci s-a știut, s-a dat o demisie, dacă nici președintele partidului care și-a dat, dacă nici pe dumnealui să nu-l credem, pe cine să mai credem din partea USR? Evident că toate procesele verbale au fost cu acordul tuturor partidelor. Nu avem plângeri pe această temă. În schimb, avem 177 de disjungeri din dosarul fraudei, posibilei fraude de la, din 2020. 177 de dosare, Rafa! Doamna Clotilde Armand cere renumărare acum. În 2020 era un promotor al nerenumărării. Acum vrea renumărare. Foarte bine. Este foarte bine că își dorește, dar eu spun că trebuie să luăm în ordine cronologică, nu? Adică în ordinea priorităților. Să așteptăm să se termine renumărarea votului din 2020. Fix asta e și observația mea. Doamna Clotilde Armand cere renumărarea voturilor. Nu mai bine începem cu cele din 2020? Păi este absurd, este absurd să vorbim de renumărarea votului din 2024 până nu avem finalizată soarta votului din 2020. Pentru că eu l-am întrebat pe domnul Tuță, candidatul PNL, cât l-am prins pe aici două secunde și l-am întrebat următoarele. Domnul Tuță dădea asigurări că acele voturi care, deci ieri s-a oprit numărarea și am fost asigurați că voturile vor sta, vor fi securizate, vor fi camere de luat vederi. Păi Noi ce am văzut în 2020? Nu tot asta? Nu era un loc, nu, voturile românilor din sectorul 1 nu erau cetățenilor din București, sectorul 1, nu erau într-un loc securizat, care în teorie trebuia păzit de jandarmerie, de poliția locală, care este încă la mâna celor care administrează primăriile, da? Doamna Clotilde Armand a numit șeful de poliție de la sectorul 1, domnul Radu Mihaiu a numit șeful de poliție de la sectorul 2. Oamenii ăștia, cam cum crezi, Oana, în raport cu dumnealor? Că i-am văzut și puțin pe cei de la sectorul 1, i-am văzut în campanie electorală, i-am văzut că rându-i sacoșele doamnei Clotilde Armand. Da, două secunde, până Laura o sună pe Daniela Popa, consilier local la primăria sectorului 1, aleasă acum pentru un nou mandat. Te rog, Laura, să o sunăm. Vreau să vă citesc ce spune Clotilde Armand. Rămâi cu noi, Oana. Spune așa, un scurt update. Am depus cerere de renumărare a voturilor, am sesizat autoritățile privind tentativele de fraudă. Mi-ar fi și rușine, sincer, să fiu eu cel care vorbesc despre fraudă în condițiile în care, imediat, doamnelor, domnilor, vă voi arăta și ce spunea doamna Clotilde Armand în urmă cu 4 ani de zile în privința camerelor de supraveghere. Deci, am sesizat autoritățile privind tentativele de fraudă de la mai multe secții de votare. Vă reamintesc pentru toți cei care ați auzit declarații publice ale mai multor politicieni să nu mergeți după fentă fatidică. S-au numărat oficial până azi doar 40 de secții. Deci doar 40 de secții, susține Clotilde Armand, că s-au numărat până astăzi la aproape 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare din cele 166. Diferența de voturi pe numărătoare paralelă a partidelor este foarte, foarte mică și de aceea s-au grăbit unii de la PNL și PSD să arunce public cu mesaje false că au câștigat. Ne lipsesc foarte multe voturi în secții. Păi înseamnă că și domnul Drulă, domnul Cătălin Drulă, fost președinte al partidului USR, aruncă cu informații false, nu? Noi de acolo ne-am luat în primul rând lumină. Odată ce domnul Drulă a recunoscut înfrângerea doamnei Clotilde Armand la sectorul 1, înfrângerea domnului Radu Mihaiu la sectorul 2, înfrângerea domnului Alen Coliban la primăria Brașov, adică și dumnealor au avut acces la aceleași informații și cifre, e matematică, nu usturoi. Și dumnealor au avut acces la aceleași informații și cifre la care au avut acces cei de la PNL, de la PSD, de la AUR și așa mai departe. Bun, Oana, deci înseamnă că doamna Clotilde Armand, în primul rând, să trebuie să se lămurească cu domnul Drulă. O avem alături de noi pe Daniela Popa. Te rog din suflet, du-te acolo la George Tuță și roagă-l să vină aici să vorbești cu el, pentru că e foarte important. Nu este momentan. Dar sunt sigur că vei rezolva și momentan vom avea nu este aici, dar cu siguranță când va apărea. Vreau să o salut pe Daniela Popa.
consilier local la sectorul 1, proaspăt aleasă pentru un nou mandat. În primul rând, felicitări, Daniela. Și în al doilea rând, mulțumesc pentru că ai acceptat să intri alături de noi. Deci, se pare că vedem acum la sectorul 1 același serial precum am văzut în urmă cu 4 ani. Doamna Clotilde Armand însă acum pare că este învinsă și nu acceptă ceea ce îi cerea lui Daniel Tudorache în urmă cu 4 ani. Da, bună ziua, mulțumesc mult. Așa este. Doamna Armand e specialistă în aceste tehnici de fraudare, ca să spunem așa, că vedem de 8 ani de zile tot asta încearcă să facă și nu știe să piardă. Și în primul rând, dumneaei îi lipsește bunul simț și respectul pentru democrație și pentru oameni. Dânsa este vinovată pentru proasta organizare a biroului electoral de sector, încă o dovadă că umilește non-stop toți locuitorii sectorului 1 și nu știe să piardă. E doar oboțeala acumulată acum, pentru că nu cred că a dormit nimeni în cele 40 de ore până au fost transmis sacii către biroul electoral de sector. Procesele verbale sunt semnate de toți reprezentanții partidelor. Daniela Popa, care este explicația celor de la USR pentru că ei au votat aceste procese verbale? Până la urmă, cum justifică faptul că ei au semnat? Ei au semnat fără să fie semnătura lor, nu puteau fi închise aceste procese. Exact, exact. Asta e dovada mai bună. Toți reprezentanții au semnat acele procese. Doar doamna Arman nu poate să accepte și domnul Mihaiu de la sectorul 2. Bun, și ce ar putea urma? Adică cei din biroul electoral al sectorului 1 înțeleg că sunt epuizați. Efectiv au ajuns la saturație și pe bună dreptate, având în vedere că deja sunt 48 de ore de la închiderea secțiilor de vot. Pe ce mizează Clotilde Armand? Ce încearcă să facă acum? Probabil tocmai pe asta, pe oboseala și pe cedarea în ultima clipă. Dar nu are ce să se mai renumere. Voturile s-au renumărat chiar și de 3 ori în unele secții. Adică totul este foarte clar. Acum și eu mai știu încă un lucru. Un lucru foarte important. Ca să cer renumărarea voturilor, trebuie să vii cu ceva dovezi. Nu pe supoziții, nu pe dorința ta. Că odată ce s-a semnat, nu mai poți să schimbi nimic. Dar dacă ai dovezi de fraudă, dovezi, repet, atunci da, se poate schimba ceva, corect? Corect. Aceste dovezi nu există. E doar în mintea doamnei Armand, care încearcă pe ultima sută de metri, în disperare, și nu acceptă pierderea. Bun, ce veți face voi? Locuitorii sectorului s-au săturat de doamna Armand. Deci avem primar pe domnul George Tuță. Nu se mai poate schimba rezultatul votului. Acum, asta voiam, ca să fie clar pentru toată lumea, mai sunt unele secții care nu au picat pe cheie. Dar asta datorită oboselii și pentru că probabil n-au adunat corect voturile nule, prezența la vot, pentru că vă zic, eu am asistat în secție. Au fost unele persoane care, din greșeală, fiind organizate mai multe secții de vot în aceeași încăpere, au introdus buletinele de vot în altă secție de votare, știți, nu în secția în care trebuia să voteze. Bun, ce mesaj le transmiteți celor care acum trebuie să treacă testul rezistenței în fața, lipsei de democrație a doamnei Clotilde Armand, colegilor dumneavoastră, pentru că toată lumea are de suferit din cauza acestei ambiții, după care ne întoarcem la Oana. Da, doar noi avem de suferit, dar să mai rezistăm un pic. Cu calm, totul se va încheia cu bine. Adică se asigură toate condițiile, ați văzut, și jandarmeria e cu noi, consilierii locali sunt toți prezenți acolo la birou electoral și asistă. Bun, pe lângă acum cu jandarmeria, știți cum e, lăsați-mă să pun la îndoială, pentru că în urmă cu 4 ani de zile tot acolo era și jandarmeria, așa am văzut cum se scoteau sacii. Eu cred că acum sunteți și mai vigilenți. Diferența este că noi, pe TTP,
PNL chiar respectăm toate legile și doar ne asigurăm ca tot procesul să se desfășoare transparent și democratic. Daniela... Nu intră nimeni în birou electoral cum a intrat doamna Armand să umple sacii de vot. Daniela Popa, consilier local al sectorului 1, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în această ediție specială. Oana, așadar, își pun încrederea cei de la PSD și PNL pe faptul că vor rezista oamenilor în acolo, la biroul electoral al sectorului 1. Însă, i-am sfătuit și cred că și tu îi sfătuiești și cred că și ei sunt foarte prudenți, având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani, să fiți mai vigilenți decât jandarmii. Pentru că, ce să mai, în urmă cu 4 ani, cu tot cu jandarmii au intrat. Eu mă bucur foarte mult că cei de la PSD și PNL anunță că respectă legea, doar că legea pare că nu știu de partea cui este, având în vedere că sunt 4 ani de zile de când votul din 2020 nu s-a finalizat renumărarea acestui vot. Avem 177 de procese dijunse din posibila fraudă de la sectorul 1, 177 de plângeri penale, Rafa. Și nu doar că doamna Clotilde Armand nu încetează această umilire a celor care au stat cu greu să suporte temperaturi, că în unele secțiuni era aer condiționat, fără hrană, fără apă pur și simplu. Continuă și umilirea cetățenilor din sectorul 1, Rafa, pentru că acest birou electoral de sector, după cum vezi, se află în clădirea Direcției Generale Impozite și Taxe Locale din sectorul 1. Și au venit foarte multe persoane în vârstă, seniorii acestui sector, pe temperaturi de 40 de grade, au venit să plătească, au venit să apeleze la o direcție a primăriei, să-și plătească taxele și impozitele, iar ei nu au fost, mă scuzați, ei nu au fost anunțați că este închis. Și vin pe temperaturi groaznice, repet, seniorii acestei țări, să plătească taxele și impozitele, pentru că nu au fost anunțați de actuala administrație, de doamna Clotilde Armand, că această secție, tot din cauza dumneai, că dumneai a tergiversat și din cauza dumneai Oana, mai vorbim în situația după publicitate, în care luăm o scurtă pauză de publicitate, însă ne reîntoarcem în foarte scurt timp și promit că vă arăt și ce spunea Clotilde Armand în urmă cu 4 ani. Cu siguranță nu-i plac aceste momente și ne reîntoarcem. Oana, te las să te duci, poate îl găsești acolo pe George Tuță și intrăm și cu dânsul în direct. Ora 13, bun găsit, doamnelor, domnilor, avem o ediție specială pentru că se întâmplă foarte multe lucruri la sectorul 1 și la sectorul 2. Învin și nu acceptă că au pierdut alegerile, că bucureștenii nu-i mai vor și vor, de fapt, să plece acasă. Vor schimbarea, vor parcuri curate, nu mai vor stâlpișori, vor parcări, vor spitale moderne, își doresc altceva de la cei care îi conduc. În cel mai bogat sector al capitalei, bucureștenii nu-și mai doresc șobolani pe străzi, nu-și mai doresc mizerie, nu-și mai doresc, nu știu, aruncarea cu sutele de milioane de euro pentru Romprest, după ce inițial s-a spus votați-ne pentru că vom lupta cu mafia gunoaielor. După aceea au spus că își doresc un aer mai curat, își doresc mai puțină poluare. Sunt toate aceste lucruri în votul pe care l-au dat bucureștenii, în votul pe care l-au dat locuitorii din sectorul 1, dar și locuitorii din sectorul 2. Pe de o parte, acum la sectorul 1, Clotilde Armand nu acceptă înfrângerea, deși votul asta arată. Sunt aproximativ 1000 de voturi în plus, susține contracandidatul, cel care a câștigat, George Tuță. Doamna Clotilde Armand spune într-o postare pe pagina de Facebook că s-au furat. Se încearcă fraudarea acestor alegeri și că le lipsesc aproximativ 280 de voturi. Păi, doamna Clotilde Armand, noi vrem matematică, nu usturoi, nu vorba aia. Păi, oricum, și dacă le aveți pe alea 280, tot mai sunt în față peste 700 de voturi și tot pierdeți.
La sectorul 2 însă, Rareș Hopinca este cel care câștigă primăria, deși a fost dat cu slabe șanse, însă iată că bucureștenii au ales. Nu-l mai doresc pe Radu Mihaiu, pentru că nu-și mai doresc stâlpișori. Cel puțin cu asta a ieșit în fața locuitorilor din sectorul 2. Cu asta, asta are notabil Radu Mihaiu, că a montat stâlpișor peste tot unde vezi în sectorul 2 al capitalei. Acum însă Radu Mihaiu vine și spune, da, am fost învins, este votul bucureștenilor, democrația să trăiască. Dar aseară, târziu noapte, s-a răzgândit. De fapt, spune că s-au furat și acolo, se fură, se încearcă fraudarea și l-am văzut la biroul electoral sector 2. În ce calitate, pentru că nu are voie să meargă acolo, nu știu. Știm doar că cei de la USR, atât de la sectorul 1, cât și de la sectorul 2, au semnat toate procesele verbale și au dat prin semnătură acordul că, într-adevăr, numărătoarea a fost cea corectă și, într-adevăr, nu sunt ei primarii, cei de la USR, adică Clotilde Armand și Radu Mihaiu la sectorul 2. Haideți însă să vedem ce spune Clotilde Armand în urmă cu 4 ani de zile, atunci când eram în aceea situație, dar Clotilde Armand era cea care câștiga, sau cel puțin nu știm dacă a câștigat, pentru că nu s-a refăcut acea numărătoare. Exista un dosar, dar s-a clasat, procurorul a plecat din țară. Haideți să vedem ce spune Clotilde. Noi, USR Plus, ni s-a declarat că camera de filmat din sală nu funcționează. Vrem să știm cum au putut aceste imagini să ajungă la Antena 3. Nu este nicio problemă în acest proces electoral, au fost tentative de fraude, dar procesele verbale au fost întocmite corect, după o numărare corectă. Corect, doamna Clotilde, corect s-a întâmplat așa cum. Mergem la Oana Lovin, este la biroul electoral al sectorului 1. Oana, e corect sau ce e acolo la voi? Este nebunie, încep să vină reprezentanții de la mai multe partide, inclusiv cei de la PSD au venit. L-avem aici pe președintele PSD sector 1, care a venit să ia pulsul lucrurilor și ne întrebăm și noi dacă se va repeta gafa din 2020, domnul Manole. Nu se va repeta așa ceva. Există oameni care supraveghează procesul de numărare, există candidații care au dreptul legal de a fi acolo, sunt toți în sala în care se derulează aceste activități, adică toată lumea se uită, televiziuni, partide politice, judecătoarele din biroul electoral de sector, este imposibil ca cineva să facă ceva nelegal, nu se va întâmpla așa ceva, așa cum s-a întâmplat din păcate în 2020. Vă mulțumesc din suflet, domnul Manole. Domnul Manole are treabă, trebuie să ne părăsească, pentru că toate televiziunile sunt aici, toți vor să afle ce se întâmplă, toți se așteaptă să vină și doamna Clotilde, de la așteptăm încă pe domnul Tuță. Cei de la Repede, de la AUR, de exemplu, nu au venit, nu par interesați de fraudarea votului cetățenesc, votului democratic. Vom avea intervenție. Cei de la jandarmerie se pregătesc pentru o mini-conferință de presă și ne vor răspunde tuturor întrebărilor, pentru că problema din 2020 a lăsat, din păcate, o urmă și pe obrazul jandarmeriei, care pare, părea din ce s-a întâmplat în 2020, că nu și-a făcut treaba. Acea secție nu era bine păzită, știm, am fost acolo, vorbim de o secție, de un centru militarizat. Bun, vreau să vezi dacă e cumva în spatele tău, George Tuță, dacă a venit pe acolo, și îmi doresc foarte mult să te duci și tu la conferința celor de la jandarmerie, să pui întrebările deștepte, pentru că ai bineînțeles, sunt aici, am vorbit cu pregătite. Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, la ora 13:30, vom avea o declarație de presă de la biroul electoral sector 2, acolo unde Radu Mihaiu, cel care pierde primăria, a anunțat că va sta de vorbă cu jurnaliștii și suntem foarte curioși să vedem ce are de transmis. Poate s-a odihnit, poate acceptă înfrângerea, poate, nu știu, a descoperit că se întâmplă, că se fură, dar nu știu, deși cei de la USR au votat și au semnat și au spus că de fapt nu se, că buletinele de vot sunt conforme și că nu există nicio fraudă. La ce te aștept să ne comunice domnul Mihaiu, Oana?
Aceeași polologie, vorbim de, avem aici o manevră care se va rămâne pentru mulți ani, o schemă de campanie, hoțul strigă hoțul. Atâta timp cât ei sunt primii care semnalează niște lucruri, în acea și creează, da, iată, un incident ca cel de la sectorul 1 în care se oprește procesul firesc, se transferă sagi, se manipulează sagi dintr-o parte sau alta. Sunt implicate din ce în ce mai multe persoane, vorbim de persoane care deja o parte sunt foarte obosite, nedormite de 40 de ore. Și în această degringoladă poate se face ceva ca apoi să urle cum au fost ei fraudați, să ceară renumărare, să apeleze la instanță și așa mai departe. Din păcate, cam asta vedem că se întâmplă din partea acestui partid de cel puțin 4 ani încoace și până nu vom avea. Cel puțin cazul din 2020 nu va fi închis. Cu răspuns, nu contează care este ăla, Rafa, că s-a fraudat sau că nu s-a fraudat, dar vorbim de 177 de plângeri care zac pe la parchete și nu avem nici măcar un dosar închis. O situație finalizată, să știm, atâta timp cât acei sași cu voturi din 2020 au fost transferați la o secție de poliție, de unde ni s-a promis că va fi filmată renumărarea și vom afla rezultatul. Suntem în 2024 și cerem acum renumărarea votului din 2024? Păi o să ne auzim în 2028, în an în care o să se ceară renumărarea votului din 2028 plus cel din 2024 plus cel din 2020. Oana, mi-aduce aminte de cântecul acela, hai cam să zicem 1 să păcate. Se facă 2 și după aceea, hai să zicem 2 să se facă 3 și revenim. Da, e trist că unii nu știu că asta înseamnă și democrație. În schimb, să știi că, poftim? Nu știu să piardă, din păcate, și nu e de mirare. La cel puțin la sectorul 1 vorbim de cea mai bogată primărie din țară. Da, cea mai bogată primărie din țară, de la care aveam așteptări. Acum, până la urmă, doamna Clotilde Armand, indiferent de simpatiile sau antipatiile politice, doamna Clotilde Armand este o doamnă din Franța care putea, da, să aducă poate o altă viziune asupra sectorului. Din păcate, tot ce s-a importat din Franța au fost gunoiul și șobolanii, dezordinea și mizeria. Cam atât. În rest, șobolanii nu, de acolo, nu s-a de la făcut Paris, nimic, deși Oana, a avut bani, deși a terminat pe excedent, exact, a terminat pe excedent bugetar. Am fost la Paris și nu mai doresc să ajung. Bun, lasă că o invităm pe doamna Armand. Nu mai doresc 4, să ajung, adică 5, sunt sectoare din București care arată mult mai bine decât prea Parisul. Bun, Oana, doamna Clotilde Armand, domnul Radu Mihaiu, spuneai tu, nu știu să accepte că au pierdut alegerile, însă să știi că sunt niște oameni importanți, cei pe care îi credeam eterni și care au acceptat că au pierdut alegerile. Haideți să vedem un material după care comentăm. Îți spun doar atât. Gheorghe Flutur a pierdut și acesta la Suceava. Am votat la mine acasă pentru bunăstarea oamenilor, pentru siguranța lor. Însă sucevenii au votat schimbarea. După 20 de ani de dominație liberală în Suceava, PSD a câștigat și primăria orașului și Consiliul Județean. După al treilea mandat, președintele Consiliului, Gheorghe Flutur, a fost învins de Gheorghe Șoldan. Socialdemocratul, care are 33 de ani, aproape jumătate din vârsta lui Flutur, a mizat în campania electorală pe readucerea în țară a tinerilor. Am câștigat Consiliul Județean. Vreau să mulțumesc sucevenilor că au avut încredere într-un tânăr, că au avut încredere că un tânăr poate să facă o schimbare în bine în județul Suceava. Mulțumesc mult echipei Partidul Social Democrat. Altă schimbare de macază a avut loc la Brașov. Liberalul George Scripcaru s-a reîntors la primărie după doar 4 ani. L-a învins la scor mic pe primarul USR, Alen Coliban. Liberalul a convins brașovenii cu promisiunea că va îmbunătăți traficul și va construi parcări și spitale noi. În plus, a declarat război traficanților de droguri care vând stupefiante tinerilor. E o diferență de undeva la 2%, adică undeva la 1000 de voturi pe care trebuie să o recuperăm. Am câștigat aceste alegeri, așa, tot și simplu. Timișoara, în schimb, continuă cu același primar. Useristul Dominic Friț a sărbătorit victoria cu tort și șampanie pentru că a câștigat detașat în fața liberalului Nicolae Robu, care dorea să revină la primărie. Dominic Friț le-a promis timișorenilor că îi scapă de clanurile interlope și mafia imobiliară. Liberalul Emil Boc a câștigat cel al 6-lea mandat la Cluj-Napoca la o distanță confortabilă de contracandidatul independent Sabin Sărmaș.
Cuvintele sunt prea puține pentru a vă putea exprima mulțumirea pentru faptul că duminică dumneavoastră mi-ați acordat încredere, mi-ați acordat votul, astfel încât să pot continua munca la primăria municipiului Cluj-Napoca. La consilii județene, PSD este marele câștigător. Are victorii în 26 de județe, cu 6 mai multe decât în 2020. A câștigat în plus Timiș, Prahova, Maramureș, Caraș-Severin, Suceava și Vrancea. Liberalii au ajuns de la 17 județe la 11, iar UDMR și-a păstrat zona de influență, Satu Mare, Harghita, Mureș și Covasna. Primarii și președinții de consilii aleși își vor lua funcțiile în primire abia la sfârșitul lui septembrie, când expiră mandatele actualilor oficiali. Deci, Oana, eu zic așa, doamna Clotilde Armand, domnul Radu Mihaiu, să învețe de la Gheorghe Flutur, corect? Sau să învețe de la politicianul zis Lamborghini? Domnul Robu. Sau de la domnul Robu, mă rog. Sau de la, chiar de la domnul Robu, de la Timișoara. Dar uite, Rafa, acum la cald, ce scriu cei de la Podu, vis-a-vis de demisia domnului Drulă, și avem, de fapt, redau reacția unui fost membru USR, care a candidat și dumnealui ca independent la europarlamentare, domnul Vlad Gheorghe. Și avem așa reacția europarlamentarului Vlad Gheorghe, care putea fi o locomotivă electorală extraordinară la europarlamentare, dar USR a preferat să-l umilească și să-l alunge și spune așa: dacă își dădea Drulă demisia când i-am cerut-o, poate dezastrul mai putea fi evitat. Cătăline, dacă pleci, ia-ți și prietenii cu tine și să le înceteze și contractele alea. Se referă mai probabil la faptul că cei de la USR îl plătesc pe Cristian Ghinea cu suma de 6.000 de euro lunar pentru consultanță. Asta este probabil consultanța de 6.000 de euro a domnului Ghinea, în care tergiversăm un proces electoral normal, firesc, care a decurs fără incidente. Aceasta este consultanța de 6.000 de euro oferită de domnul Cătălin Drulă, domnul Cristian Ghinea prin domnul Drulă, de a umili persoanele care pe bani puțini au stat să numere votul cetățenesc, au fost ținute fără apă, fără mâncare, în niște alegeri organizate de primăria, vorbind de alegeri de sectorul 1, au fost organizate de primăria de sectorul 1. Da. Au fost umilite, sunt umiliți în continuare cetățenii care vin să-și plătească taxele și impozitele și ușa le este închisă în nas, fără să fi fost anunțați în prealabil că această Direcție Generală de Taxe și Impozite este închisă, pentru că avem aici de rezolvat această problemă tergiversată de doamna Clotilde Armand. Doamna Clotilde Armand a generat această situație, putea să aibă decența minimă de a anunța prin toate metodele, că nu a digitalizat parcă primăria, să anunțe cetățenii să nu vină pe temperaturi de 40 de grade, persoane în vârstă să vină până la piața Amzei, să-și plătească taxele și impozitele și să constate că li se închide ușa în nas. Măcar atâta lucru. După ce telefonul le-a fost tăiat, pe motiv că nu sunt bani, dar apoi vine și ne spune că are excedent bugetar. Păi unde a mințit, doamna Clotilde, nu vă supărați? Unde a mințit? Când a spus că nu sunt bani la primărie pentru telefon? Sau când spune acum că este pe plus? Unde a mințit Clotilde Armand? Când a spus că este fraudată? Sau când a spus că nu este fraudată și a câștigat alegerile în 2020? Da, e important. E important tot ceea ce ai spus, pentru că știu, Vlad Gheorghe era cel care putea să fie o locomotivă, cum ai spus și tu, în aceste alegeri europarlamentare, însă au decis să-l scoată afară, spunând că nu și-a plătit nu știu ce indemnizație. Bine, acum, pe bună dreptate, când ai 7.000 de euro să nu-ți plătești o indemnizație de 200 de lei, de 300 de lei, cred și eu că te frustrează, dar da, putea să fie Vlad Gheorghe o locomotivă. Dar lasă că acum, uite, ce zici, domnul Vlad Voiculescu. El, gata, pleacă la Bruxelles. Pleacă la Bruxelles. E important de analizat, dar vezi, trebuia să analizăm votul și ce e în spatele acestui vot, dar din păcate, na, ia uite, stăm și păzim sacii de voturi ca în 2020. Cred că o să ne targetăm, o să ne branduim pe această treabă păzitorii de vot cetățenesc. A fost la limită, Rafa. Au avut un scor de până la final, nu știu dacă s-a terminat numărarea și avem datele finale. Atât au avut. 0,6 puncte peste 8, adică peste pragul minim de admitere. Da. Deci cei de la USR au fost la mustață
de a nu intra în Parlamentul European. Au intrat cu trei, să ne aducem aminte că ei au avut un scor răsunător la primele lor europarlamentare. Au luat, cred că, peste 20. Ca acum să se trezească cu consultanța domnului Ghinea de 6.000 de euro, te-ai fi aștepta, nu? Să fie pe primul loc. Da, să fie pe primul loc. Și cu alte consultanțe, că domnul Vlad Gheorghe vorbește de mai mulți prieteni. Vreau să te întreb așa, oricum o să facem o ediție și o să discutăm despre cum și-au umflat, cum și-au îngrășat conturile după 5 ani de mandat, după 5 ani de stat la Bruxelles. Să nu uitați, pentru fiecare zi petrecută la Bruxelles, ai diurnă de 350 de euro. Și atunci are oarecum o explicație, aș vrea să știm, nu știu, nu avem o problemă că sunt banii aceștia, Doamne ferește, aceasta este decizia, banii pentru asta sunt, cei care ne decid soarta în Uniunea Europeană. Tocmai pentru a nu se face mișmașuri, pentru a nu se putea cumpăra un europarlamentar și a vota în interesul Uniunii Europene. Însă, sunt curios ce au făcut cei de la USR, ce au făcut în general europarlamentarii, pentru că știu ce a făcut domnul Rareș Bogdan. Îl vedeam pozându-se pe Instagram în timp ce dimineața bea cafea. Îl vedeam pe Instagram arătându-și costumele. Sau domnul Claudiu Manda, care este fruntaș la nivelul întregului Parlament European, n-a vorbit decât atunci când a depus jurământul. În schimb, sunt curios cât a vorbit eurodeputatul de la USR, cel care și-a cumpărat o casă în Spania și acum o închiriază. Pe o insulă. Da. O casă pe o insulă. Vom face analiza acestor lucruri, să vedem europarlamentarii noștri, în general, de toate partidele, cât au vorbit, ce proiecte au avut, cu ce s-au ocupat, care au fost beneficiile aduse țării noastre. Dar ca să închei cu cei de la USR, pentru că tot ai pomenit de domnul Vlad Voiculescu, este destul de trist că USR-ul a băgat trei europarlamentari, iar vârful de lance, capul de listă de la USR, este un domn fără penal în funcții publice, este domnul Vlad Voiculescu. Și domnul Dan Barna are probleme cu justiția, dar mai recent, de data recentă, este domnul Vlad Voiculescu, care este anchetat în dosarul achizițiilor de vaccinuri și au demonstrat că nu își respectă propriile doctrine, nu își respectă propria ideologie, nu își respectă acest slogan fără penal în funcții publice, care le-a adus foarte multe voturi, care se voia a fi un proiect legislativ, dar bineînțeles este lovit de neconstituționalitate, lucru pe care ori îl știau și au mințit oamenii, ori nu-l știau și sunt într-o stare cruntă de, nu știu cum să-i spun, de necunoștință. Și nici asta nu este bine, că nu avem nevoie de astfel de oameni care merg la Bruxelles să ne reprezinte, să lupte pentru țara noastră, când ei nu știu nici măcar Constituția acestei țări, care este o cărțulie subțire, o poate citi domnul Vlad Voiculescu așa, la o cafea, domnul, că vorbeai de dumnealui, Rareș Bogdan, la o cafea la Bruxelles, și dumnealui o poate citi într-o dimineață, astfel încât să nu ne mai trezim că vin cu tot felul de lucruri la noi, că vorbim de Vlad Voiculescu cu fără penal în funcții publice, că vorbim de Rareș Bogdan cu să eliminăm pensiile speciale. Toate se lovesc de neconstituționalitate, iar ei... Dar hai să-ți mai zic ceva, care merg în, și obțin în alte funcții de la statul român, ar trebui să știe Constituția. Bun, aș vrea să te întreb, de ce crezi tu că domnul Vlad Voiculescu nu a vorbit nici măcar o secundă în această campanie electorală? Nu l-am văzut într-o dezbatere, deși i-am invitat pe cei de la USR, au ținut tot timpul să ne trimită pe cineva care oricum nu este pe loc eligibil. Și uite, eu ca simpatizant, sau nu ca simpatizant, ca membru unui partid, să știu că îi fac campanie unuia care oricum va merge la Bruxelles pentru că e pe loc eligibil, dar el nu face un pas pentru el, pentru că el va lua 7500, 7400 de euro și alți 350 de euro pe zi diurnă. Cum crezi că se simt oamenii și de ce crezi că Vlad Voiculescu nu a vorbit nici măcar o secundă? Tu l-ai văzut undeva? Nu. Tocmai pentru că are această problemă, tocmai pentru că o anumită parte a electoratului USR este anti-putere,
că sunt foarte mulți tineri și ei natural sunt așa, fără să gândească prea mult sau fără să aibă prea multe informații, că istoria nu se prea mai învață la școală, nu mai învățăm nici, nu mai facem nicio minimă de educație civică și atunci ei profită. Dar copiii aceia, oamenii tineri, da, chiar au crezut. Adică până la urmă și eu consider că fără slogan, fără penal în funcții publice, e ceva cu care sunt de acord. Dar în momentul în care asupra membrilor tăi de partid planează astfel de lucruri, în momentul în care ești chemat ca inculpat la DNA, inclusiv doamna Clotilde Armand, care este chemată și este deja are calitatea de inculpat în dosarul de la ANI, și aceștia nu fac un pas în spate, acel electorat, poate naiv, dar cu speranța că se poate ceva mai bine în țara asta, a făcut acel electorat un pas în spate. Și atunci, cei de la USR, că campania și gânditorul, iată, de la USR, domnul Ghinea, probabil că așa, în maniera asta a gândit-o, să nu stârnească furia, să nu readucă aminte, totuși să nu readucă aminte oamenilor că domnul Vlad Voiculescu este cel care ne-a îngropat morții în saci. Este cel în timpul căruia au ars spitale. Oana, ne reîntoarcem la tine. 60 de oameni. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne reîntoarcem la tine și vreau să vedem și ce se întâmplă acolo, dacă vor fi declarațiile jandarmeriei. Și vă promit, după o scurtă pauză de publicitate, vom vedea și ce are de spus Radu Mihaiu, cel care pierde primăria sectorului 2. A acceptat că a pierdut, după aceea s-a răzgândit, se fraudează, susține acesta, deși nu are nicio dovadă în acest sens și chiar useriștii au semnat procesele verbale, arătând că sunt de acord cu numărarea și că, într-adevăr, nu s-a încălcat legea. Ne reîntoarcem imediat. Ora 13:30, doamnelor, domnilor, imaginile pe care le-ați văzut sunt imaginile umilinței. Așa au fost umiliți și în continuare se întâmplă asta acolo unde încă nu s-au înregistrat oficial sacii plini cu voturi, în special la sectorul 1, la biroul electoral sector 1, acolo unde a fost și suspendată activitatea, pentru că ieri, pe o căldură insuportabilă, oamenii erau ținuți în soare, în căldura aceea de peste 40 de grade, este o umezeală infernală afară și acești oameni au trebuit să stea, să păzească sacii, nu puteau să meargă nici măcar la toaletă, unei doamne i s-a făcut rău, n-a fost lăsată să meargă la spital, pentru că, potrivit legii, nu poți să mergi de lângă sacul de vot dacă ești președinte sau vicepreședinte. În caz contrar, oamenii au trebuit să stea acolo ore în șir, undeva la peste 10 euro, 10 ore, am tot vorbit despre euro, 10 ore și au trebuit să aștepte. Într-un final, pentru că oamenilor li s-au făcut rău, pentru că nu aveau mâncare, nu aveau apă, au decis cei de la biroul electoral sector 1 să suspende activitatea. Are început în această dimineață, acolo unde a ajuns și George Tuț, a fost o noapte lungă, sacii de voturi s-au păzit cu jandarmii, însă imaginea aceasta am văzut-o și în urmă cu 4 ani. Haideți însă să vedem ce a declarat în urmă cu puțin timp, în exclusivitate pentru Metropola TV, George Tuță. Militez pentru un proces cât mai democratic, corect și ca cel care a primit cele mai multe voturi să fie câștigător. Asta s-a întâmplat pentru că voturile au fost deja numărate. Acum să te plângi că îi sunt suspiciuni când pe tot parcursul zilei, și repet și subliniez acest lucru, nu a existat niciun fel de reprezentant al niciun fel de partid să facă vreo plângere sau vreo sesizare. Pentru a elimina aceste suspiciuni care pot exista, că buletinele de vot sunt depozitate într-o încăpere, noi am cerut încă de ieri
prin biroul electoral de sector, am cerut forțelor de ordine să monitorizeze video și audio. Noi asistăm pe tot parcursul electoral. Niciun alt competitor, nimeni, nici noi, nici alții, nu au depus niciun fel de plângere sau vreo întâmpinare, vreo cerere suplimentară, să aibă vreo suspiciune vis-a-vis de aceste alegeri. Alegerile trebuie să fie corecte și să reprezinte voința bucureștenilor. Lucru care s-a întâmplat deja, pentru că procesele verbale despre care vorbim au fost realizate. Voi fi primarul, indiferent de cei care m-au votat sau nu m-au votat, voi fi primarul tuturor și mă va interesa ca calitatea vieții oamenilor în sector să fie prioritatea numărul unu. Nu circul, nu scandalul. Da, l-ați ascultat, doamnelor, domnilor, pe George Tuță, câștigătorul de drept al primăriei sectorului 1. În câteva momente, ne anunță reporterii de pe teren, Rareș Opincă va face declarații de acolo, de la biroul electoral sector 2, unde pentru ora 13.30 și-au anunțat prezența atât primarul în funcție, Radu Mihaiu, cel care pierde alegerile, cât și primarul care a câștigat, noul primar, Rareș Opincă. Vom urmări îndeaproape declarațiile, se fac ultimele pregătiri și când vor vorbi îi veți vedea aici la Metropola TV. Oana, ne reîntoarcem la tine, înțeleg că ai un mesaj foarte important, de la cine? Da. Avem, uite, în exclusivitate această informație, la ora 15, la ora 3, sunt așteptați președinții de secții aici pentru o altă renumărare, pentru nu știm pentru ce. Eu citesc mesajul unei doamne, o să-i spunem doamna Anda, nu vrea să vorbească, nu vrea să-i fie cunoscută problema, nu vrea să-i fie cunoscută fața, pentru că susține că s-a simțit intimidată de prezența doamnei Clotilde Armand, care încă este primar în funcție și a venit pe aici și a făcut ca, ați văzut cum a făcut, foarte furioasă, foarte supărată, dând ordine, certându-se cu jandarmii, cu poliția, certându-se cu personalul de aici și oamenii ăștia se simt intimidați, pentru că, repet, vorbim de un primar în funcție care le poate face probleme, așa percep oamenii la nivelul ăsta, nu spun că Doamne ferește, astea ar fi gândurile doamnei Clotilde, dar oamenii așa percep când vine primarul în funcție și zbiară la tine. Și doamna spune așa, bătaie de joc totală. La noi a venit mașina la ora 18 ieri, în condițiile în care totul era terminat de la 9 dimineața, Rafa. Aici vorbim deja de atribuțiile primarului în funcție, de a se asigura că totul este în regulă, că oamenii ăștia au toate cele necesare. Deci votul era terminat la ora 9 și au așteptat după mașină la ora 18. În loc să ne ducă la BES, adică aici, am fost să luăm alte două secții de la Academia de Poliție care nu terminaseră. I-am așteptat și pe cei de la Academia de Poliție 2 ore. Așa că am ajuns la 21. Deci au fost ținuți în mașină de la ora 18 până la ora 21. La ora 21 a ajuns la BES, unde era circul pe care l-am văzut. Bun, pe video. La eu am plecat apoi, la dar biroul electoral al sectorului 2, doamnelor, domnilor, pentru că acolo face rare shopping declarații în câteva clipe. Haideți să vedem ce se spune, pentru că e important. În 4 minute mai putem aștepta? Bine, hai, în 4 minute. Pregătiri, să vedem ce va spune Rareș Opincă. În patru minute ni se comunică, inițial trebuiau să intre acum, dar în 4 minute vom reveni acolo la biroul electoral al sectorului 2. Rareș Opincă va face declarații pentru toată lumea. Să vedem ce are să ne comunice primarul ales al sectorului 2 și urmărim îndeaproape și ce se întâmplă la venirea lui Radu Mihaiu, cel care și-a recunoscut înfrângerea, dar acum nu o mai recunoaște. S-a răzgândit. Spune că, de fapt, ne lipsesc 200 și ceva de voturi. Oana Lovin, la ce mesaj să ne așteptăm din partea lui Rareș Opincă? Ce crezi că ne va comunica acum? Toată noaptea au stat acolo. A fost o noapte lungă. Toată lumea încearcă cumva să ne asigure că votul este în regulă, pentru că
Am văzut ce s-a întâmplat în 2020, nu avem o finalizare a ceea ce s-a întâmplat în 2020 și toți oamenii acum, toți cetățenii, nu doar din București, nu doar din sectorul 1, toți din țară stau și se uită, urmăresc ce se întâmplă totuși cu votul lor, pentru că ei se gândesc că ce se întâmplă aici, de fapt, poate se întâmplă în toate locurile, doar că poate nu au ei acces, că na, Rafa și Ioana Lovin nu sunt peste tot, din păcate. Și se gândesc dacă mai are sens să mai voteze, dacă mai are sens să mai creadă într-un proces electoral și așteaptă toată lumea o minimă justiție, o minimă urmă de justiție și de respectare a normelor ce țin de alegerile electorale, dacă se respectă totuși sau măcar se dă dovada că suntem o țară democratică în care nu vedem voturi, stași de voturi călcați în picioare, în care nu vedem Sunt în soare. Nu vedem saci de voturi, mulțumesc, nu vedem saci de voturi pe Caldarâm cu oameni aflați de 40 de ore, aflați în stradă după 40 de ore în care au numărat și renumărat voturi, au verificat cheile, au stat fără apă, au stat capitol, fără mâncare. Oana, așa ceva nu se poate întâmpla într-o capitală europeană. Dar vreau să spun că și la acest capitol încă o dată Clotilde Armand și-a arătat, nu știu, neputința, pentru că să pui tu biroul electoral al sectorului 1 în clădirea de taxe și impozite, care este nu o clădire mare, după ce Piața Mureș, clădirea de la Piața Mureș, acolo o clădire imensă, se putea face acolo sediul biroului electoral central și mai pe lângă asta să nici nu anunți contribuabilii din sectorul 1 că acolo va fi biroul electoral și să-i lași să vină să plătească taxe și impozite. E de noaptea minții. Și foarte important, Rafa, voturile bucureștenilor din sectorul 1 se află în această clădire, care este Direcția Generală de Taxe și Impozite, în care sunt angajați ai doamnei Clotilde Armand. Mi se pare așa un aspect destul de important. Nu știu dacă l-avem pe domnul Tuță. Nu, încă nu este domnul Tuță. Luați imaginea, vă arată operatorul meu drag, vă arată clădirea, da? Deci aici se află votul cetățenilor din sectorul 1. În biroul electoral de sector, care e în incinta Direcției Generale de Taxe și Impozite, unde sunt angajați ai primăriei, conduse încă de Clotilde Armand. Noi putem să avem încredere, totuși, că nu se umblă acolo. Cu toate camerele și necamerele, că ați văzut, doamna Clotilde, cum ne-a spus, am fost asigurată că nu merg camerele. Cine a asigurat-o, Rafa, pe doamna Clotilde Armand, că nu merg camerele? Aceasta poate aceleași întrebarea. Persoane au asigurat-o și acum, și poate că acum chiar nu merg camerele. Nu putem, adică trebuia un protocol pentru astfel de situații, ca voturile noastre să nu rămână în mâna unei persoane care, iată, poate manipula. Bun, hai să mergem la biroul electoral al sectorului 2. Face rare shopping declarații, acum chiar se pregătesc să facă declarații, rare shopping primarul ce câștigă, iată, primăria sectorului 2, cu aproape 1000 de voturi în fața lui Radu Mihaiu. Haideți să ascultăm. Și câte secții ar trebui să mai fie validate? Câte procese verbale? Bună ziua! În primul rând, interesul tuturor este ca acest proces electoral să fie unul transparent, corect și legal. De aceea și eu am fost prezent aseară aici, pentru că nu vrem în niciun fel să repetăm istoria din 2020, unde știm cu toții că un anumit candidat a fost surprins manipulând sacii de voturi, ceea ce a umbrit masiv, a pus îndoială major asupra procesului electoral. Obiectivul nostru este ca acest proces electoral să fie desfășurat legal și profund transparent. Mai sunt, din cunoștințele mele, 12 secții care trebuie introduse. Situația este neschimbată. Am câștigat primăria sectorului 2. Avem avans. Solicitările de renumărare acolo unde există, dacă sunt legale, nu avem niciun fel de problemă să se renumere oricât, doar să fie legal. Trebuie respectată legea, pentru că avem o competiție electorală reglementată concret și foarte explicit de legislația electorală din România și legea trebuie respectată. Mai departe, orice tip de discuție, din punctul meu de vedere, este inutilă. Respectăm legea, așteptăm rezultatul, ne apucăm de treabă. Din ce știți dumneavoastră, a fost o eroare în acea secție despre care vorbește domnul Radu Mihaiu?
s-au încurcat voturile între ele, spune că îi lipsesc cel puțin 280 de voturi. Nu cunosc specific situația de la acea secție, dar există un drept legal de a se adresa birourilor de sector, biroului municipal, biroului electoral central. Îl încurajez să o facă, la fel cum încurajez orice candidat. Am văzut că între domnul Mihaiu și doamna Bughiu, candidatul SOS, există o serie întreagă de plângeri că și-ar fi luat voturile unora sau altora. Nu vreau să intru în acest joc. Noi ne-am numărat foarte bine voturile. Avem avans și cu această secție și fără această secție. După cum am spus, câștigăm primăria sectorului 2, indiferent dacă numără sau nu renumără aceste voturi. Esențial este să se respecte legea. Spuneați că mai sunt 12 secții unde activitatea ar trebui să fie finalizată, procesele verbale trebuie să fie validate. Va face o diferență cele 12 secții în ceea ce privește câștigul dumneavoastră? Noi le-am luat în calcul pe toate cele 202 secții în momentul în care am făcut numărătoarea noastră paralelă, iar secțiile care mai sunt de închis în acest moment au probleme nu la votul politic, pentru că știm foarte clar cât a fost votul pe fiecare din aceste secții, doar că nu s-au închis acele chei de control pe care trebuie să le deslușească biroul electoral de sector. Deci votul politic nu se schimbă, îl cunoaștem. Diferența noastră este de aproximativ 1000 de voturi în acest moment pe numărătoarea noastră paralelă. Sigur că și cu aceste voturi din secția reclamată de contracandidatul meu și fără aceste voturi câștigăm primăria sectorului 2. Ce spun oamenii de la USR, cei care au semnat aceste contracte? De ce spun că le-au semnat dacă nu au fost ok? Nu cunosc. Legea este explicită și este una pentru toți competitorii electorali. Procesele verbale se întocmesc în secții după numărarea voturilor și se semnează de toți membrii biroului electoral al secției de votare. Acest lucru s-a întâmplat. Mai departe, toate aspectele trebuie reglementate de instituțiile abilitate, nu de un candidat sau altul, nu de un partid sau altul. Birourile electorale sunt formate din magistrați, în primul rând. Este de datoria lor să analizeze și să se pronunțe, nu vreau să comentez mai mult. Doar să se respecte legea și să se numere corect. Asta ne dorim. Asta este declarația lui Rareș Opincă, să se respecte legea, să se numere corect dacă există suspiciuni dovedite. Atenție că s-a fraudat ceva acolo la primăria, la biroul electoral sau la secțiile din cadrul birou. Iată, vine Radu Mihaiu, haideți să-l ascultăm. Perfect. Spuneți dumneavoastră când, da? Da, ne spun imediat colegii dacă suntem cu toții. Dar... Salut, gestul, da? Domnul Hopică tocmai ne spunea că între dumneavoastră și dânsul este o diferență de peste 1000 de voturi. Dumneavoastră spuneați mai devreme peste 600 de voturi. Care este situația? Nu, zic că în acest moment, pe datele raportate, sunt 640 de voturi, dar această diferență va scădea, pentru că avem și noi numărătoare paralelă și această diferență va scădea cu siguranță. Și asta vorbim exclusiv de procesele verbale fără probleme. Acesta despre care vorbim acum este un proces verbal evident greșit, dar mai sunt multe alte procese verbale greșite pe care le vom contesta. Din punctul meu de vedere, vedem foarte clar cum PSD încearcă să deturneze voința alegătorilor, încearcă să facă un alt rezultat decât cel dat de alegători. Cum arată mai exact numărătoarea paralelă făcută de dumneavoastră în acest moment? Pe numărătoarea paralelă făcută de noi, dacă toate procesele verbale pe care le analizăm în acest moment sunt soluționate favorabil, eu câștig. E de văzut, dacă se va întâmpla acest lucru, documentăm cu tot ce avem aceste procese verbale, e de spus că vom face mai multe plângeri penale. În primul rând, de aici o să plec să fac o plângere penală la adresa membrilor biroului electoral de sector, care au luat la cunoștință de faptul că rezultatele într-o secție sunt raportate greșit și nu au luat nicio măsură pentru ca ele să fie raportate corect. O a doua plângere penală o voi face împotriva reprezentantului PSD în biroul electoral de sector, care a instigat membrii comisiei de vot să nu raporteze mai departe greșeala făcută
odată cu transcrierea pe procesul verbal. Li s-a spus în nenumărate rânduri, lăsați-o așa că vedem noi după aia. Asta însemnând ca președintele să semneze și să își asume rezultatele pe care el le-a raportat ca fiind greșite, transcrise greșit. De altfel, membrii secției de vot au fost de bună credință și au venit și au spus că a fost o eroare pe procesul verbal și au stat de ieri dimineață, de la ora 10, până ieri seară, la ora 12 noaptea, să încerce să-și corecteze această eroare și biroul electoral de sector, în primul rând, i-a tergiversat, sperând să plece acasă, sperând să spună las-o că și așa nu contează, sperând toate aceste lucruri. În acel... Da, domnul Radu Mihaiu vine cu acuzații foarte grave și nu pot să le las pe post pentru că nu avem și cel care este acuzat. Face acuzații grave, să se ducă să facă plângeri și dacă are informații că într-adevăr și știe că într-adevăr s-a întâmplat acest lucru, justiția să-și facă treaba. Dar acum e bună justiția, până acum nu era justiția. Haideți să vedem o altă întrebare de la reporterul Metropola TV. Nu, doamnă, am zis că în acest moment am făcut o cerere de numărare pentru această secție. Vom face pentru mai multe. Sunt probleme din punctul dumneavoastră de vedere. Foarte multe, dar trebuie să le... Sunt câteva zeci raportate în acest moment, dar vrem să le documentăm corect. Pentru că unele din raportările pe care le avem, ca fiind lucruri frauduloase, nu se dovedesc a fi. Dar ce înseamnă lucruri frauduloase și ce înseamnă, adică în zeci de secții ar fi fost probleme? Ce înseamnă? Ce fel de probleme au fost? De exemplu, atunci când în urnă sunt mai multe voturi decât alegători care au fost prezenți. Și sunt multe astfel de secții în care sunt mai multe voturi. Cine a descoperit acest lucru? Sau cine? Analizând procesele verbale pe măsură ce ele au fost publicate. Procesele acestea verbale arată că față de ce știam noi, au fost raportate mai multe voturi decât alegători la secția de vot. Adică cumva insinuați că s-ar fi făcut intenționat aceste lucruri astfel încât să câștige contracandidatul? Eu nu insinuez, doamnă, încerc să-mi păstrez cumpătul și să spun că aceste lucruri le-am observat pe procesele verbale. Și încercăm să documentăm cât putem de bine aceste cazuri. De exemplu, la Universitatea Tehnică de Construcții au fost nenumărate probleme, am și chemat poliția de două ori, au fost buletine care au fost date alegătorilor direct ștampilate. Și au venit alegătorii să spună, eu am primit acest buletin care este direct ștampilat cu PSD. Ce s-ar fi întâmplat acolo? Dacă votantul era PSD, atunci rămânea PSD. Dacă votantul era de la altcineva, atunci acel vot ar fi fost anulat, dacă alegătorul n-ar fi observat ștampila pusă pe PSD. Deci ca să înțelegem cu ce metode luptă acest partid. Atât procesele verbale. S-au dat câte 4 buletine de vot către alegători. Mihai, dar știm că fiecare proces verbal conține semnătura fiecărui membru, da? Din comisia respectivă. Și dumneavoastră ați avut membru în toate comisiile, nu? Asta da. Înseamnă că și colegii dumneavoastră au semnat ca și cum totul ar fi fost în regulă în secțiile respective. Nu în toate cazurile, doamnă. În foarte multe cazuri nu s-au închis aceste chei și când nu se închid aceste chei, PSD vine și spune că USR n-a vrut să semneze și se pune presiune, pentru că asta fac. Pun presiune pe ei verbale. E important ceea ce declară acolo domnul Radu Mihaiu. Nu știu, face acuzații, e foarte, foarte supărat. Deși, repet, doamnelor, domnilor, în urmă cu nici 24 de ore, a acceptat că a pierdut, a acceptat înfrângerea la 1000 de voturi distanță. Acum iată că nu mai e de acord, tună și fulgeră, face acuzații foarte, foarte grave. L-am lăsat să, pe post ca să vedeți ceea ce spune. Nu putem spune că este adevărat ceea ce spune Radu Mihaiu, pentru că nu știm ce spune cel asupra căruia îi se aduc acuzațiile. Cum că a instigat colegii de la USR să ignore greșelile făcute. Eu îl cunosc și pe Rareș Opincă, este un om de bun simț. Știu că va face treaba acolo și îl felicităm pentru că a câștigat alegerile, dar ediția noastră specială a ajuns la final. Vă mulțumesc că ne reîntoarcem diseară de la ora 19. Rămâneți cu noi și la 18 avem jurnal.